Municipiul Pașcani este sufocat de gunoaie vegetale. Aproape pe toate străzile în fața porților sunt movile cu crengi de copaci sau de la vița de vie, în urma lucrărilor de primăvară. Ele au fost scoase pentru a fi colectate de muncitorii primăriei, dar în unele cazuri nu au mai fost ridicate de câteva săptămâni de zile. Astfel de cazuri pot fi întâlnite în cartierele Aerodrom, Vatra și Fântânele, dar și în suburbii. Mai rău este că unii dintre pășcăneni au petrecut Paștele Catolic cu gunoiul vegetal la poartă, adunat în saci sau în movile și împrăștiat pe străzi, de vânt sau câinii comunitari. Viceprimarul municipiului Cristian Rățoi face apel la cetățeni să aibă răbdare. El spune că va fi colectat tot gunoiul vegetal, dar în ultimele zile au fost nefuncționale o parte din utilajele din dotare. Referitor la faptul că o parte din locuitorii Pașcanului reclamă că este mult cu noi, pot să spun că noi ne dăm silința să ridicăm tot ce înseamnă creangă și resturi vegetale. Gunoiul menajer este al firmei care este delegată să facă ridicarea gunoiului, respectiv firma Sirexim. Cu privire la resturile vegetale, pot să vă spun că, într-adevăr, astăzi dimineață, venind spre serviciu, am văzut că sunt foarte multe crengi puse pe trotuare și are legătura cu șeful de la compartimentul gospodăriei comunale și atunci sunt în teren cele două tractoare și mașina marca Raba. Am ridicat și continuăm această activitate de ridicare a deșeurilor vegetale, dar există un dar. Săptămâna trecută, vineri, am avut cele două tractoare s-au defectat, întâi unul, după care și al doilea, pentru că sunt vechi, funcționează la capacități reduse. În schimb, așa cum putem, ne facem treaba și ridicăm toate resturile vegetale. Ce aș dori ca pășcănenii să aibă răbdare, pentru că încet, încet vom ajunge la normal și aceste resturi vor fi ridicate, vor fi duse la locul de depozitare. Totul este ca oamenii să aibă încredere și răbdare. Fără încredere și răbdare, nu putem rezolva nimic. Menționăm că primăria Pașcani are pe lista de achiziții din acest an cumpărarea a două tractoare cu remorcă. Cele din dotare au aproape 50 de ani vechime.